Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce au simțit, evident scrie și în titlu, dar repet, ce au simțit în momentul în care, ultima oară când v-ați întâlnit. Acum, dragii mei, dacă vi se pare ciudat, să nu uitați că e posibil să vă fi întâlnit și voi să nu știți. Să vă fi întâlnit pe stradă, să se ascundă și să nu știți exact când v-ați întâlnit. Dar, în principiu, să vorbim de o întâlnire în care amândoi ați fost de față, ați conștientizat momentul și, da? Și ce a simțit ultima oară când v-ați întâlnit? Alegeți între 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și eu încep etalarea, da? Mă bucur când îmi transmiteți că rezonează cu viața voastră, chiar dacă uneori simt energiile, simt că sunt lucruri complicate, grele, emoții greu de exprimat. Și dacă, dragii mei, mă mai bâlbâie, înseamnă că ceva, o problemă de comunicare apare și în viața voastră într-un fel sau altul. Și dacă totuși nici asta nu vreți să înțelegeți unii care sunteți așa, sunteți unii, nu toată lumea, am abonați foarte de treabă și loial și față de care am o profundă recunoștință. Însă sunt unii așa care au tendința să fie mai ironici și mai răutăcioși, nu înțeleg de ce. Vă rog să nu uitați că nu este ușor să faci channeling în direct, uneori pe o perioadă destul de nelungată și da, se întâmplă să ne bâlbâim, să nu găsim cuvintele potrivite pentru că nu ne facem un discurs dinainte și adesea, cum am făcut în ultimele etalări, nici nu știm cărțile care vor urma. Cel puțin în ultimele etalări, pentru mine a fost o surpriză de fiecare dată ce cărți am descoperit. Deci ați ales numărul 1, dragoste. Au simțit, au fost atinși direct în inimă. Interesant că a venit, am așezat-o invers inimioara. Probabil că ei nu erau deschiși la nivelul inimii și în momentul în care s-au întâlnit cu voi, v-ați întâlnit, ceva i-a atins direct în suflet. Acum, la sufletel. Ce-au simțit? Multă pasiune, dar s-au temperat. E gazela. Gazela are un foc teribil în spate, însă și poate să salte și să sară până departe. E destul de jucăușă, destul de flexibilă, însă în această imagine stă și observă. V-a observat. Eventual și-a observat focul interior, cum începe și vibrează, crește, e un degrade aici, de la roșu la galben, de la zona sexuală, de la bază, de la nevoia de stabilitate cu voi, până la ego, dorința de a vă cuceri. Da, interesant. Oricum, au încercat să-și tempereze focul, să știți. Au încercat să-și tempereze această pasiune pe care au simțit-o de la prima întâlnire. Ia să vedem ce trebuia să fie așa, planetă. Ce planetă a fost atinsă? Jupiter. Jupiter, dar e interesant că a venit Jupiter invers. Interesant că a venit Jupiter invers și o să-l citesc și normal. Ce alte cărți mai aveți? Nutriție și muzică. Muzică și romanță. Ok. Despre asta vorbesc mai târziu. Pentru că a venit Jupiter invers și nutriție, probabil că a observat că ați slăbit. Sau că au bănuit că ați făcut vreo dietă ceva. Jupiter, în general, înseamnă expansiune, dar cred, alături de nutriție, că voi ați slăbit. Poate că a fost o întâlnire în vară, că tot e focul ăsta. Poate că stăteau la umbră și v-au observat undeva. Voi nici nu știați de ascuns. Că, în general, gazela, când e așa, e ascunsă. E ascunsă. Probabil că ascultau muzică, sau poate și voi ascultați muzică, interesant. Poate muzică de meditație cu nutriția. Asta e, vorbim noi între noi. Nu știu dacă au auzit și ei ce ascultați, dar în fine. Asta în cazul în care aveți obiceiul să ascultați în căști. Pe de altă parte, ce au simțit ca o muzică în sufletul lor? Au simțit dorința de a se exprima cât mai romantic, cu romanța. Da? Cu romanța. Ce au mai simțit? Au simțit că vă ocupați de viața voastră, că încercați să aveți o viață sănătoasă. Că poate nu vă dați seama, dar la nivel vibrațional, poate și tenul, poate și felul în care mergeți, ceva. Radiați sănătate sau, chiar dacă ați fost bolnăviori, transmiteți
în jur, ideea că vă preocupă problemele de sau vă preocupă să vă controlați, să vă îngrijiți sănătatea. Mai mult poate decât alte lucruri. Decât exprimarea a pasiunii, așa, oricum, haotic. Acum, să revin cu Jupiter. Da, Jupiter invers. Jupiter înseamnă veselie, înseamnă foarte multe. Invers par cu o doză de tristețe, de nostalgie. Jupiter înseamnă și credință, înseamnă și dreptate. Faptul că a venit invers, au simțit posibil o imposibilitatea de a se exprima într-un anume fel. Și totuși, această muzică, probabil că i-ați inspirați într-un fel sau altul, îi inspirați să facă muzică, îi îndemnați într-un fel sau altul, măcar prin stările pe care le creați, dacă nu și prin viața pe care o aveți. Poate că unii lucrați la același domeniu, aveți o frumusețe specială, da? Sau dansați, sau eu știu ce mai faceți, deși nu obligatoriu, da? Îi inspirați oricum să se exprime într-un mod artistic. Dar faptul că a venit Jupiter invers înseamnă că nu se pot exprima, nu se pot extinde, nu pot să vină înspre voi din niște motive. Oricum, stările pe care le-au avut, romanță, romantism, dorința de a vă îmbrățișa, de a se învârti cu voi, că au exprimat, evident sau nu, variază. Am senzația că nu prea au exprimat. Și au dorit să facă ceva pentru voi, do something for someone. Și ar fi dorit să vă ofere atenție, că au oferit, că n-au oferit, variază de la unii la alții. Însă, au simțit că dragostea îi înconjoară. Și ce au mai simțit? Au simțit că voi sunteți înconjurați de o vibrație plină de dragoste, care îndeamnă la romantism. Din acest motiv și-au și temperat acest foc. Și-au dorit să vă ia în brațe sigur și să se învârte cu voi. Unii dintre voi, dintre ei au simțit că se învârte pământul în jurul lor, că li se învârte lumea, da? În jur. În momentul în care v-au întâlnit. Acum, știu că o să vă mirați, dar vă spun, că de-aia și suntem aici să vă spun sau să vă transmit mesaje care vin să exprime lucruri pe care voi nu le știți. Poate unii știți, bănuiți, alții nu. Faptul că a apărut nutriția care înseamnă casa a șasea a muncii și a sănătății. Am zis, aveți o vibrație specială și posibil pentru unii îndemnați și pe ei să aibă grijă mai mult de ei, de sănătatea lor, de creșterea lor spirituală și fizică. Își doresc să aibă o viață sănătoasă în momentul când sunt în preajma voastră. Își doresc să facă lucruri mici și frumoase, drăgălașe pentru voi. Să se joace, să exploreze lumea și totuși că e Jupiter și totuși faptul că a venit Jupiter invers confirmă faptul că nu au putut în acel moment. Deci, emoții foarte frumoase, dorințe foarte frumoase, însă imposibilitatea cu acest Jupiter, imposibilitatea de a le împărtăși cu voi. Hai să vedem din punct de vedere intim. Inițial a venit așa. Apoi le citesc pe celelalte. Inițial a venit diavolul, s-au mai amestecat. Diavolul, împăratul. Diavolul faetonul fusese împăratul, patru de spade și regina de monede. Știu sigur configurația. Între timp s-au mai amestecat. Asta spune că au simțit, evident, pasiune nebună, obsedantă, dorința să vă ia pe sus și să. Nu doar să danseze, nu doar să fie romantici, să fie extrem de sexual cu voi, să vă posede chiar, ca un adevărat diavol. Însă, și cu faetonul, probabil că și-au dorit să experimenteze niște lucruri cu voi în mașină, că faetonul înseamnă mașină, și-au dorit eventual să meargă înspre voi, da?
în mașină, ceva legat de mașină. Însă apare împăratul, împăratul care trebuie să se abțină, care se controlează. Au încercat totuși, au conștientizat că trebuie să se tempereze, să se rețină din niște motive. Ori că mai au o relație, împăratul în general este într-o relație sau dorește controlul. Este într-o relație de familie adesea sau dorește controlul. Ei, și are un ego destul de, printre cele mai mari, da? Am vorbit de ego, cum a variat între sexualitate și ego. Interesant cum au venit cărțile, da, între sexualitate și ego. Cred că făceau acele stânga-dreapta, stânga-dreapta. Dacă ar fi să măsor cu niște ace. Au trebuit să-și tempereze aceste impulsuri nervoase și sexuale, egotice. Dorința de a veni spre voi cu viteză, faetonul, destul de deciși să vină. Și totuși, la un moment dat, au zis stop. Vreau să am control, că așa sunt ei obișnuiți să aibă control. Chiar dacă le-ați transmis numai stări frumoase, a intervenit ego-ul. Și împăratul și diavolul reprezintă ego-ul. Și apoi au venit patru de spade și regina de monede. Și au dorit eventual să vă impună stilul lor, da, să vă impună stilul lor și ar fi dorit evident sex oral, nu mai zic de asta că na, este aproape evident, dar nu doar asta, și au dorit să vă posede în toate felurile, în toate locurile. Însă, patru de spade nu e energie tocmai grozavă, nici chiar din punct de vedere sexual, există dorința de control, 4 și 4, da, de 2 ori 4, dorința de a controla. De a controla ce spuneți, de a vă controla felul în care vă exprimați sau de a vă impune ceva interesant și felul în care gândiți. Deci niște jocuri mentale. Interesant, deci niște jocuri mentale. Au început jocurile mentale. N-au arătat toată pasiunea ca să vă oblige pe voi să exprimați ceva, să vă facă pe voi eventual să aștepte. Patru de spade, poate să și aștepte, să aștepte până vă exprimați voi. Însă, după această carte, apăruse regina de monede. La un moment dat, în această tăcere și așteptare, că patru de spade asta înseamnă o așteptare, printre altele, au conștientizat că voi aveți altă valoare. Regina de monede. O să vedeți la un moment dat, regina, dacă vă aduceți aminte. Este el la picioarele ei. El îi sărută picioarele. Și ea se uită bine, mersi, în oglindă, pe fereastră, poate chiar se autosatisface, dar el este la picioarele ei. Cât timp s-a controlat și a început aceste jocuri mentale, la un moment dat a conștientizat că aveți o altă valoare. Eventual au participat și aceste emoții foarte duioase, foarte romantice, foarte blânde, da? Și au contrabalansat dorințele egotice cu care erau obișnuiți să se manifeste. Da? Și au dat seama că sunt prea tineri, că nu sunt în poziția respectivă voi sau ei, dar eu zic că de ei nu s-au simțit. V-au văzut la o anumită valoare și n-au mai îndrăznit. Acum, în continuare, asta au venit ele în timp ce m-am amestecat, apoi am tăiat cărțile. La capătul setului de cărți venise îndrăgostiții. Am zis că erau într-o relație și au dat seama că trebuie să aleagă, că încep să iubească altfel, mult mai romantic, mult mai frumos, altfel decât au crezut ei că era dragoste, aia nu era dragoste ce experimentaseră. Și, pe de-o parte, s-au îndrăgostit, au înțeles că tot ce simt este cu totul și cu totul special, foarte intens, și au dat seama că trebuie să aleagă. Apoi, ce-a mai apărut? 2 de cupe, una dintre cărțile mele preferate, știți, și 9 de monede. Apoi, între timp, în ziua aceea, în orele următoare, au simțit, am zis că le-ați atins sufletul cu vibrația voastră. Vibrație pentru că aveți muzică, chiar dacă nu fac muzică ei, chiar dacă nu faceți voi muzică sau nu ascultați în căști, muzica ține de vibrație și aveți o vibrație, interesant, vibrație sănătoasă. Aveți o vibrație sănătoasă, care a mers profund, da? Că de fapt asta face, da? Casa sănătății, nutriția, vindecă și hrănește profund.
Nu la suprafață ca celelalte chimice, da? Deci au simțit această vibrație sănătoasă în profunzimea sufletului sau lor. Și au dorit, după toate aceste tendințe, au înțeles că voi sunteți altfel, 9 de monede, iar cineva cu o valoare specială, asemănător cu regina de monede, varianta mai mică, e preîmpărăteasă, da? Și au făcut acest atașament, s-a creat un atașament, un string, da? Sau au recunoscut și au dorit foarte mult să aibă ceva de la voi, că au, că nu au, e partea a doua. Da, este o foarfecă, dar în acest moment, cu doi de cupe și cu atașamentele, obsesiile care s-au creat de la prima întâlnire, da? Nu cred că vor să taie legătura. Nu, cred că vor să păstreze ceva de la voi. Tocmai pentru că vă simt foarte profund. Și-au dorit să facă dragoste cu romanță. Cu dragostea este peste tot în jur. Da, au vrut da dragoste după aceste stări prin care au trecut. Au trecut prin multe stări. Și contradictorii, după cum vedeți. Mintea l-a jucat feste, ego-ul la fel. Și totuși sufletul asta a cerut. Asta a cerut. Să aleagă dragostea. Să aleagă oamenii de valoare, să aleagă oamenii de suflet. Hai să vedem. Nu vreau să vorbesc foarte mult, cât am vorbit și aici, încă un picuț. Ce au simțit ultima oară? Ia uite, 9 de spade, grijă. Ia uite, 3 de spade. Ce au simțit? Au fost răniți, s-au rănit, au suferit. Poate că i-ați respins, ia uite, asul de băte. Posibil, interesant, posibil în momentul în care i-ați întâlnit sau v-au întâlnit, ei erau deja răniți din niște motive. Și vibrația voastră sănătoasă a ajuns la fix. Știți? Și sunteți un motiv de inspirație. Un motiv de inspirație, am mai vorbit și mai devreme cu acest as de bâte. Nu doar că le treziți sexualitatea la alte să se exprime într-o altă variantă, dar îi inspirați către lucruri sănătoase, către soare, către lumină, ia uite la capătul setului de cărți, emoții profunde. Poate unii sunteți flăcări gemene, nu obligatoriu, ce au simțit când v-ați întâlnit. Atracție maximă. Dar, repet, această lumină a venit la fix în momentul în care ei erau răniți din niște motive. Văd și steaua, văd și magicianul. Speranță, vindecare, dorința de a manifesta ceva nou. Ia uite, doi de spade. Și au început? Da. A început mintea să intervină. A început mintea să intervină. Da, dacă vei fi rănit, da, cum alegi, da, ce alegi, da. Și acum, eu știu de cât timp sunteți în tăcere. Asta mi exprimă mie tăcerea. Blocajele. A apărut blocajul. Doar ce a fost o sclipire și a apărut blocajul. Și blocajul cred că este datorită egoului. Se dorește ce se dorește. Ieșirea. Acum își fac griji. Clar își fac griji. O fi și semn de aer, o fi cu planete în semn de aer, de foc. Am văzut și un pic de apă, am văzut și multe. Dar trecând peste asta. Își doresc să iasă din aceste griji, din acest stres. Își doresc să schimbe energia. Își doresc de mai mult timp. Însă nu se pot decide. Din cauza unor traume. Și întâlnirea cu voi a declanșat aceste traume. Fără să vă dați seama. Nu trebuie să vă acuzați, da? Nu trebuie să vă acuzați. A declanșat ceva în sufletul lor. Și s-au simțit poate prea mici cu acea regină de monede despre care v-am zis, prea neexperimentați, nu în ale sexului, nu, dragii mei, nu acolo, nu, în alte lucruri, neexperimentați într-o zonă care ține de o atitudine morală, matură, oricum, romantism. Dragoste, nevoia de a împărtăși și de a vă îmbrățișa de la prima întâlnire. Asta a fost clar. Haideți să vedem numărul următor. Da? Am zis că nu vreau să vorbesc mult ca să vă bucurați cât de cât mai
Iute. Ok, deci, numărul 2. Cei care ați ales piatra acvamarinu. Acvamarinu, interesant, emoții. Emoții profunde, probabil că aveți unii dintre voi marcaj în semn de apă. Marcaj, neapărat semn de apă. Marcaj. Să aveți o lună pe acolo sau cine știe ce planete. Emoții profunde. Ce au simțit? Mușoroi de furnici. Asta e un soi de primul, de as de, as de foc. Semnul alchimic al focului este prima carte în seria asta. Pasiune? Aproape enervantă, aproape enervantă, iritantă, îi irită faptul că există acest foc în ei, față de voi, eventual și emoțiile, îi irită. Interesant ce simt, fantastic, în acest moment simt că dacă dau voie acestui foc să se manifeste aceste pasiuni, atrag comunitatea, familia, neamurile, îi atrag pe cap. Nu știu de ce simt, este prima oară când citesc această carte, așa, este prima oară. Și aici încearcă să-și rețină ca o alergie, să-și rețină iritația, să nu se scarpine, să-și ia, eu știu ce, ceva, un claritin. Ce carte? A apărut Saturn. L-am dat apăruse și l-am simțit și pe Eros și pe Soare, dar Saturn a vrut să se arate. Saturn, evident, responsabilitatea, am zis, comunitatea, familia, neamurile, tradiția, ce zice lumea, ce zice lumea dacă las să se manifeste acest foc? Ce o să zică lumea? Mama e de lume. În fine. Da, uneori trebuie să speze, alturi. Ia să vedem. Cristal? Ia, uite, interesant, nici nu știam cărțile astea. Ce au simțit? Oh! Heart's desire, da? Dorințele inimii. Au simțit această dorință în inimă. În inimă. Îngerii te susțin și te ghidează și te protejează în momentul în care îți transform visele în realitate. Și cristale. Cristale cu Saturn. Probabil că oamenii ăștia sunt foarte tari așa în interior. Cristale. Poți să lovești în ei și nu se sparg așa ușor. Au o tărie, da? Cu Saturn și cristale, clar, au semne nu doar de foc, au și, sau de apă, au și de pământ, clar. Însă, voi ați venit ca un înger, da? Printre toate aceste durități pe care le-au exprimat, voi sunteți o scânteie de lumină. Sunteți îngerul care transformă acest munte de piatră, de cristale, de ce sunt ele, le transformați într-o bijuterie. Voi sunteți aici, la capătul între, i-am zis, pământ, Saturn și apă, emoții, acvamarin. Sunteți undeva, îi invitați într-o altă lume. Ați venit undeva la marginea lumilor, lumea lor de pământ și lumea voastră de apă și sunteți așa, pășiți frumos, grațios, între cele două lumi, în așa fel încât să-i invitați să exploreze altceva, ceva fertil, ceva care le dă noi posibilități de... De ce? De exprimarea acestui foc, pentru că focul ăsta se poate exprima multe și într-un mod creativ, da? Nu doar sexual. Ce-au simțit? Ho, ho, stai calm, ai credință, da? Stai calm, combin și eu. Calmează-te, X, Y, cine ești tu, calmează-te, ai credință că o să fie totul bine. O să treacă această alergie, o să treacă acest foc, această pasiune, trebuie să o ținem în control. Că dacă nu ținem noi în control, vin și ne controlează neamurile, societatea, eu știu ce. Stai în credință, țineți credință. Însă, eu mai și glumez, dar probabil că printre aceste glumițe sunt și mesaje adevărate. Selectați-le. Aveți încredere în această situație. Dacă, Doamne ajută, au conștientizat că ce au trăit și felul în care se exprimă sau care au trăit este foarte, nu aș vrea să zic bolovănos, foarte rigid. Da, e Saturn care impune restricții, am zis. Dacă au conștientizat că veniți cu acest nou suflu de vis, de poezie și în primul rând de transformare, cred
totuși că au conștientizat că dacă ar fi să vă urmeze inspirația, pașii sau pur și simplu chiar și pe voi, ar trebui să se transforme nu doar într-o direcție, în multe direcții, ca să ajungă să pășească ca voi între cele două lumi. Voi sunteți multidimensionali. Multidimensionali. Și aveți puterea asta de alchimizare, cum am zis mai devreme, din pietre să faceți bijuterii. Sunteți o scânteie, sunteți inspirația care îi puteți ajuta și pe ei să se transforme. Ce au mai simțit? Au simțit că e o legătură profundă spirituală. Uitați cărțile, nu le-am așezat eu, da? Și be willing to express love. În primul rând, au simțit la voi, pentru că n-ai cum să simți față de cineva care nu se exprimă oarecum asemănător, da? Pe de o parte și voi exprimați. Eu simt că ei în general nu se exprimă așa. Și voi sunteți doritori să vă exprimați. Voi aveți o vibrație, am zis că sunteți multidimensional, noi. Îi invitați să exploreze altă dimensiune, această lumea acvatică, că tot a apărut acvamarinul și ați ales acvamarinul. Emoțiile să-și exploreze, să aibă încredere în acest ocean al lor. Că toți avem un ocean al nostru. Voi sunteți doritori să exprimați dragoste și aici inspirați pe ei. Să se exprime și ei. Evident că nu vorbim doar de dragoste, la modul spiritual vorbim și de sexualitate cu această scoică și cu acest as de foc. Am vorbit. Însă și-o rețină exprimarea, pentru că nu vor să fie judecați, nu vor să atragă atenția, interesant, să vină toată lumea și tacă, 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 ia uite ce a făcut, a lăsat pe X pentru Y, aoleu. Dar oamenii ăia nu știu, probabil ei nici nu ascultă emisiunea Tarotela, nu ascultă nici pe YouTube, nici pe alte căi despre suflete perechi, suflete karmice, legături, conexiuni spirituale. Oamenii ăștia nu știu de așa ceva. Dar judecă cum judecă. În fine. Și-au dat seama că e o legătură foarte profundă și că ați venit, cum a zis, ce frumos, îmi place cum se leagă. Că ați venit să-i scoateți de pe acest pământ și interesant că în poza asta acest pământ e aproape deșertic. Da, e malul unei mări. Dar ar fi putut să mai fie, în poză nu-i nimic, da? Ar fi putut să mai fie ceva. De bine de rău, aici sunt valuri, e spumă. Aici este fad, nici o textură. Chiar dacă acoperă multe, acolo nimic. Interesant, îi scoateți, aveți această putere să îi scoateți dintr-o lume plană, deșertică, plictisitoare chiar. Îi puteți scoate și cum îi scoateți? În primul rând, voi comunicați mental. Băi, oamenilor, mai scap și eu cu tot asta. Aveți o legătură telepatică fabuloasă. E o adevărată, n-am mai zis eu odată, ce am zis? Autostradă. Tot încercam să-mi aduc aminte cum se numește strada asta făcută la munte. În fine. Deci nu e o potecuță. E o cale foarte... cred că v-ați mai întâlnit în alte... De asta au simțit că... Nu știu dacă conștientizează e așa ceva, dar într-un fel sau altul, la nivel emoțional, au simțit această legătură emoțională. Într-un fel sau altul că vă cunosc, că îi cunoașteți, s-a creat ceva, vă uitați în ochii lor și se topesc, ia uitați, sunt în apă. Ei care sunt așa duri, cristale, dure, Saturn, sobră. În momentul în care voi vă uitați la ei și aveți această lumină pe față, se topesc. Dacă le dați și mâna, nu știu dacă ați apucat să dați mâna cu ei, dacă v-ați atins, măcar așa, amical, dacă v-ați îmbrățișat, fiți siguri. Că plutesc. Fiți sigur că plutesc. Își doresc să se exprimă și ei. Îi învățați, de fapt. Eu așa simt că îi învățați să se exprime. Nu doar sexual. Ci și emoțional și spiritual și clar comunică. Clar comunică cu voi.
Voi undeva în altă dimensiune, nu în 3D, voi aici sunteți. Vă plimbați unul cu celălalt. Vă îmbrățișați, la la la, e frumos, e fain în visurile voastre, acolo, în alte dimensiuni. Am zis că voi sunteți multidimensionali și îi face și pe ei să se mai plimbe pe acolo, să iasă din lumea lor plictisitoare. Și în primul și în primul rând încep să conștientizeze, au început, trebuie să aibă credință dacă vor să se bucure de această legătură. Oh, ce au simțit? Ia uite ce au simțit. Cartea care am adăugat-o în plus pentru că îmi place la maxim. Am zis legătură spirituală, ia uitați. Legătură spirituală e un ritual care trebuie să se întâmple între voi doi. Acest ritual nu ține doar de sexualitate din aceasta 3D, nu, nu, de ceva mult mai profund. De-aia vi se zice să aveți credință. Foarte frumoase. În momentul în care faceți dragoste, voi vă purificați, voi vă vindecați, vă hrăniți, comunicați, vă schimbați felul în care, iau, te comunicați altfel. Și ce văd eu aici? Ia să dau mai aproape. Ce este aici? Ia uitați-vă și voi să vedem. Ia uite, nu parcă ar fi niște lămâia asta înțepată sau ce fruct o fi, în fine, da? Aici sunt durerile lor pe care trebuie să le transforme. Și interesant că sunt în este în mâna bărbatului. Bărbatul are niște dureri pe care trebuie să le transforme în relație cu voi, în timpul în care vă iubiți. Da? Asta e ritual. Pentru cei care știu ce este aceea. Apoi ce-a mai venit? Patru de bâte. Posibil că sunt căsătoriți unii dintre voi, dintre voi, dintre ei, dar și-ar fi dorit o căsnicie de fapt cu voi. Încep să-și dea seama că ce frumos ar fi fost, mai se vede. Așa. Ce frumos ar fi fost dacă aș fi fost cu acest personaj, care mi-arată altă lume. Nu am timp să mă plictisesc, e o pasiune continuă, o joacă. Mă scoate din acea stare a saturniană. Da. Și totuși pot crea stabilitate, patru este stabil, într-un mod jucăuș, pasional și spiritual, pentru că e un foc, foc e spiritual. Și aveți iar un cerc. Intrați în cercul vostru magic în momentul în care sunteți împreună. Și nu doar o dată, că de-aia apare patru. Să fiți într-o relație stabilă, să fiți adesea împreună. Să vă bucurați, ca să înseamnă bucurie unul de altul. Ce-a mai venit la capătul setului de cărți? Justiția. Justiția iar îmi vorbește de căsnicie, eventual și de un divorț, pentru că aici este 8 casa scorpionului. Și a mai venit asul de cupe și magicianul. Am zis că le deschideți o nouă lume. Asul de foc, asul de cupe, magicianul. 1-1-1. Este un nou început pentru acești oameni. Vor să manifeste această dragoste. Asta au simțit. Însă, pe de-o parte, trebuie să manipuleze o situație acasă, într-o căsnicie, eventual pentru un nou obligatoriu, sau trebuie să încerce să fie corecți, eventual, dacă sunt într-o altă căsnicie, într-o altă relație, se străduie să fie și corecți. Poate nu, n-or divorța chiar așa una, două, doar că v-au văzut pe voi. Dar se gândesc la multe lucruri. Aici este iritația. Eu dacă vreau să fiu cu acest om, nu pot să fiu nedrept, pentru că are o altă vibrație, are o vibrație specială, simt multe lucruri. E o legătură spirituală, vreau să manifest dreptate, vreau să manifest dragoste. Și totuși, dacă sunt într-o altă relație, aici trebuie să se rețină. Trebuie să se rețină. Ce au simțit ultima oară când v-au întâlnit? Ia uite. Luna și 6 de cupe. Emoții profunde, emoții pe care nici nu le înțeleg și totuși dorința iar express your love, da? Be willing to express love. Dorința de a se exprima față de voi, de a-și arăta dragostea. Au multă tandrețe, duioșie față de voi. Au, nu doar pasiune. Simt iar legătura asta spirituală comună, da? Simt că v-ați mai întâlnit. Simt. Și cum s-a iritat iar Hansa tocmai acum când vorbeam că cineva a iritat. Ia uite, s-a iritat. Că este între două lumi. Întâlnirea asta îi provoacă.
Iau temperat, am zis că sunt căsătoriți și totuși au multă pasiune. Ce fac? Ce fac? Să-și lase împărăteasa sau să-și lase soția ca să... Ce? Am zis că unii sunt căsătoriți. Aici este problema. Voi ați putea să fiți soția lor, varianta mai bună, dar acum eu știu ce aleg, aleg. Știți cum? Ia uite, îndrăgostiți? Iar trebuie să aleagă. Sunt îndrăgostiți. Să aleagă să schimbe energia, să schimbe karma, să-și schimbe destinul. Sunteți ca un noroc în viața lor. Le aduceți noroc. Le aduceți o nouă vibrație, legătură spirituală. Asta simt față de voi. Da, cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut și sper că îmi veți scrie ce și cum rezonează în viața voastră. Haideți să mă pregătesc acum pentru următorul număr. Așa, haideți să facem acum despre numărul 3, care este acesta. Cum îi zice? Oricum, este o plantă decorativă care îmi place mie foarte mult. Nu știu de ce, faptul că e uscată. Este ceva ce nu a trecut? Sau este ceva ce nu merge în această situație? Ah, ia stați un pic. Am senzația că acesta... Nu, de obicei avea un fructuleț. Uite că n-are nici fructuleț. Este ceva foarte, foarte firav, foarte ușor și foarte firav. Această relație așa o văd, ceva, are nevoie de consistență, interesant, dar are nevoie de consistență. Și a venit viermele de pământ. Situație destul de, am zis, firavă, este un soi de valetul de monede. E o energie destul de imatură. Se comunică lucruri practice. Există posibilitatea să, dacă rămân de văzut și ce alte cărți mai vin, dacă reușiți să descălciți, eu știu, niște stări ale voastre sau ale lor, sau situația în sine, aveți posibilitatea să aveți acces la această lume colorată. Eventual. Dar deocamdată, haideți să vedem ce alte cărți mai apar. Ce mesaje, ce planetă a apărut la voi? Interesant, a apărut luna. Luna, emoții. Emoții, dar și confuzii. Dar și stare de visare, de inconsistență. Ce a mai apărut? Hai să mai vedem. Vorbesc așa, mai descoperi și pe parcurs. Consiliere și ești pe calea cea bună. În primul rând, în momentul în care am zis că ați comunicat lucruri practice, că valetul în general comunică. Consiliara iar confirmă faptul că ați comunicat în general lucruri practice. Unul din voi îl ajută pe celălalt într-un domeniu. Eventual vă puteți ajuta și unul și celălalt. Însă unul are o influență spirituală asupra celuilalt, celălalt are o influență materială practică asupra... Ia uite, a cere ajutorul. Probabil în momentul în care v-ați întâlnit ultima oară, ați cerut ajutor într-o problemă și vi s-a arătat calea. You are on the right path. Ești pe calea cea bună. Vi s-a arătat calea, ori voi, ori ei, da? Pe care trebuie să mergeți la un moment dat. Și nu vorbesc doar musai de chestiuni erotice, dar poate v-ați întâlnit în rezolv. Descâlcirea? Interesant, da? Unor situații practice care țin de obiecte de bunuri, de bani. Ați cerut ajutorul. A venit cartea iertării invers. Probabil că ați discutat, mai ales dacă e o chestie de tribunal, de psihologie, despre o situație în viața voastră încălcită, a voastră sau a lor, da? În care unul dintre voi nu puteți ierta, nu neapărat că nu vă puteți ierta voi pe ei, altă persoană, că o fi membru al familiei, că o fi vreo cunoștință care v-a trădat în afaceri, poate să varieze. Cineva nu poate să ierte o situație, se simte trădat. A venit cartea iertării invers. Pentru că a venit cartea lunii. Mă gândesc că e o chestiune care ține și de mamă, de moșteniri, care vin de pe, da, dinspre
Mamă, da. Și totuși, faptul că ați discutat, că ați cerut ajutorul, vi s-a arătat o cale și începeți să mergeți către ceea ce trebuie să faceți. Sunteți pe calea cea bună, să descălciți situația, eventual la un moment dat să și iertați ceva, Doamne ajută. În continuare ce aveți, slow down. Slow down. Posibil în momentul în care ați discutat ceva, tocmai pentru că situația e așa de încălcită, aveți nevoie de ajutor, de consiliere, unul din voi cel puțin, sau am zis un, și unul și celălalt vă puteți consilia, nu se poate manifesta acest curcubeu, această dragoste eventual, că unii întrebați de dragoste și trebuie cel puțin unul dintre voi să se abțină, slow down, să încetinească un pic. Să încetinească un pic, eventual, așteptările, speranțele în această relație, pentru că sunt alte situații mult mai complicate. Trebuie să studiați, valetul de monede studiază. Trebuie să studiați ceva, cum să descălciți niște probleme. Repet, care țin de emoții, de mamă, de o lume emoțională, de niște stări, de niște traume. Interesant. Ce a mai venit? A venit faetonul și cavalerul de cupe. Că ați mers cu mașina împreună, că v-au luat cu mașina, că i-ați luat, iar poate să varieze. Cavalerul de cupe e un personaj foarte romantic și foarte delicat, care își dorește să salveze pe cineva, cavalerul în armură albă. Probabil că au venit să vă ofere această consiliere, acest ajutor pe care l-ați cerut, ați cerut ajutorul și au venit să vă ajute. Eventual, poate să fie și invers, evident. Da. Ați fost foarte vulnerabil, da? A apărut și iertarea invers. Le-ați spus despre niște probleme, că nu iertați pe cineva, că trebuie să... Sau, în fine, chiar dacă vreți să iertați, sau... e o chestiune mai complicată care variază de la individ la individ. Vedeți și voi pe unde sunteți. Că nu pot să vă dau chiar atât de multe variante. Nu de alta, dar unii dintre voi, unii au tendința să ia toate mesajele, nu reușesc să selecteze. Și vă îndemn încă o dată să selectați mesajele, vedeți care sunt pentru voi, care nu. Dar clar s-a discutat ceva, eventual la un drum, faetonul, în mașină. Și totuși, afară de aceste lucruri practice pe care le-ați discutat, se înfiripă niște stări din partea lor, nu știu a voastră. Dar ei și-ar dori mai mult decât să vă ajute. Și-ar dori eventual și să vă sărute. Și să vă sărute și să-și exprime, să ajungeți la acel grad de vulnerabilitate în care împărtășiți și altfel de emoții, nu doar probleme practice. Clar că vă doresc, dar rămâne de văzut dacă și voi îi doriți pe ei. Apare 5 de monede, care de obicei este o problemă financiară. Probabil că ați fost și consiliați într-o situație care vă ajută din punct de vedere financiar. Acum, din punct de vedere intim, își doresc o întâlnire cu voi, își doresc clar o întâlnire cu voi, dar trebuie să lupte. Faetonul este o persoană care luptă și are victorii. Trebuie să lupte, trebuie să vină, să comunice, să se străduie ca să ieșiți din această... Ce vreau să zic? Vreau să zic o stare de... E o problemă. Sunt niște lipsuri. Sunt niște lipsuri care trebuie depășite. Asta simt ei. Rămâne de văzut dacă și voi ați simțit.
Că poate nu oricine, adică unul poate să simtă, celălalt să nu simtă. Deci sunt conștienți că au nevoie de victorie, trebuie să vină, să vă cucerească și cavalerul de cupe și faetonul cuceresc, da? Aici se vede o întâlnire, își doresc o întâlnire cu voi, după întâlnirea pe care ați avut-o practică, consiliere, la la la, își doresc o întâlnire romantică, ca să manifeste și varianta cealaltă, da? Nu doar de consilier, da? Să vă salveze, să vă ajute și pe alte planuri intime, să zicem. Însă, iar, deși vă adoră 10 de monede, vă adoră, ia uite, clar, apare ea, regina de monede, în care este o diferență între voi doi. Bărbatul nu se simte suficient de încrezător în el. Doamna atrage atenția, doamna este plină de încredere și totuși el n-are încredere, deși își dorește, o adoră și o pune pe un piedestal într-un fel sau altul, își dorește să-i ofere tot ce visează ea. Și totuși sfatul zice, slow down, încetinește un pic. Încetinește un pic. Pentru că trebuie să vezi dacă este un vis care rămâne acolo în zona aceea, sau acest vis se poate transforma în realitate prin valetul de monede. Pentru că, interesant, valetul de monede a venit invers. Asta ca să vă spun și alte detalii. A venit invers. Problema e, puteți să transformați situația în cârcerile pe care le aveți de rezolvat. Această dorință, cel puțin din partea lor, nu știu a voastră, dar din partea lor clar își doresc o întâlnire, să comunice, să aibă succes față de voi, victorie. Dar n-au curaj. N-au curaj. Dacă voi v-ați oferi, cum am zis, dacă voi ați fi vulnerabili, oh, ce minunat ar fi. Dar cum să fii vulnerabil? Pentru că dacă vrei să fii vulnerabil, trebuie să ai și încredere. Aici e o chestiune. Ei trebuie să vă cucerească. Să vă cucerească și să vă facă să aveți încredere. Ce au simțit ultima oară când v-ați întâlnit? Poate li s-a părut că voi sunteți o leacă mai reci decât ceea ce simt ei față de voi. Posibil. Că nu-i puteți ierta pentru niște lucruri sau nu puteți ierta ceva, o relație din trecut și nu puteți să mergeți mai departe și din acest motiv se zice slow down, încetinește că încă doamna sau domnul sau în fine cine e aici implicat nu e vindecat de rănile trecutului. Deocamdată trebuie să vă ajuta, să vă susțineți într-o problemă practică. Repet, apare și luna. Sunt niște chestiuni care țin de emoții. Ce au simțit ultima oară când v-au întâlnit? Unul dintre voi are probleme financiare, ia uite, și celălalt regele și regina. Regele și regina de monede. Au simțit că ar putea. Ați putea să fiți împreună 10 de monede. Ați putea și ar dori o familie cu voi. Din punct de vedere romantic, sexual, simt că ar putea să trăiască în fiecare zi alături de voi și să vă iubească și să vă onoreze și să vă ofere tot ce aveți nevoie, practic și senzual și intim. Și totuși apar acești 5 de monede, care nu e tocmai satisfăcător. Unul dintre voi nu e tocmai. Și totuși, ei își doresc, soțul și soția, da? Au simțit că pot să vă ofere stabilitate. Pot. Pot să o ia de la zero cu voi, într-o privință. Și totuși, ce slow down, încetinește, pentru că cineva mai are ceva de iertat. Ori voi, ori ei, ori amândoi, ori eu știu ce o mai fi. E o rană, o traumă, ia uite, vindecare. Mulțumesc, dragul meu tarot. Vindecare, temperanță, slow down, temperanță, da? E drăguț când se confirmă. Și-au dat seama că trebuie să se liniștească. Chiar dacă și-au dorit să vă sărute la maximum, și-au dorit acest lucru. Să vă ia în brațe. Să vă strângă, da? Asta e. Până la urmă s-au mulțumit cu și mai puțin. S-au mulțumit cu foarte puțin. Dar sunt conștienți că trebuie să vă cucerească. Ce au simțit? Temperanța. Repet, că trebuie să se tempereze. Apare de două ori această nevoie. Nevoia de vindecare.
Pentru că cineva nu a iertat, nu a vindecat ceva, poate ei, eu zic, poate amândoi, variază, e o etalare colectivă. Nevoia de transformare. Unul dintre voi trebuie să se transforme. Ah, interesant. Și-o dat seama că am zis că unul dintre voi conciliați spiritual, celălalt conciliază practic. Da? Amândoi sunt consilieri. Interesant. Pentru că regele de monede este într-un fel sau altul un profesor. Este un om care are un statut social, politic, profesional, whatever, la la la. Da? Aici este un profesor spiritual, aici este un consilier practic. În finanțe, în legi, în moșteniri, în diferite chestii. Poate fi și un avocat, da, chiar dacă nu are spade. Și aici este, trebuie să se creeze echilibru. Unul dintre voi, bănuiesc că mai mult acesta care e ancorat în 3D, trebuie să crească și celălalt să se... să revină oarecum cu picioarele pe pământ. Ca să vă echilibrați. Ce-am mai simțit? Ia uite, regina de spade? Ia uite, că am vorbit de regina de spade. Era aici. Poate să fie și avocat și eu știu ce, doctor și aia, aia, orice, orice poate fi. Dar celălalt este spiritual. Ia uite, pasiune. Pasiune, am zis că este. Au simțit multă pasiune pentru voi. Au vrut să vă sărute. Să vă salveze din aceste lacrimi. Poate unul chiar și-a plâns. Posibil, unul a plâns. Dar s-au temperat. N-am și-a arătat această dorință sexuală pentru că au zis, bă, trebuie să fiu sober ca să manifest încredere. Că dacă nu, nu merge. Ia uite, Marea Preoteasă, am zis că cineva e spiritual. Nu poți cu Marea Preoteasă să te porți oricum. Pe de-o parte. Ia uite și steaua. Da? Clar, persoană spirituală. Este un profesor spiritual care are nevoie de niște consilieri în chestiuni care țin de lucruri lumești. Trecând peste interpretarea asta, posibil că a fost o întâlnire, să zicem, mai în secret, care a dus multă lumină și speranță în sufletul lor. Speranță în sufletul lor. Speranța că pot avea victorie, că vă pot cuceri, că pot să o ia de la zero cu voi. Intuiția, luna, că am zis că luna este planeta, luna, intuiția le spune că poți să spere. Că la un moment dat vă vor cuceri și veți putea să o luați de la zero. Până atunci sunt cam blocați, trebuie să aștepte. Să ieșiți amândoi, iaute, încurcături, iaute, cum a venit, da? Legături, încurcături, iautele. Da, mai sunt niște lucruri. Dacă e să se întâmple ceva. Deocamdată am zis ce au simțit când v-ați întâlnit. Rămâne să vă mai întâlniți și să vedem la următoarele întâlniri ce au simțit. Asta pentru cei care sunt curioși. Pentru cei care sunt curioși. Da, cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup. Numai bine!